Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dialoguri. Astăzi vrem să abordăm câteva subiecte interesante și mă gândeam eu că am găsit un invitat la fel de interesant, care sperăm să ne ofere răspunsuri interesante. L-am invitat pe domnul Tudor Ulianovski, diplomat și fost ministru de externe și integrare europeană. Zic bine? Da, așa este. Bine ați venit, domnule Ulianovski, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mersi mult pentru invitația dumneavoastră. Bine, apropo că ne-am referit la ministrul de externe și integrare europeană, vreau să vă întreb cum vedeți această separare a ministerului de externe de integrare europeană? De aceste două, hai să le zic, dacă domenii separate, poate e prea mult spus, sau nu? Bun, în principiu sunt niște domenii, evident, conexie, activității pe partea politică externă. Mai multe state în procesul de negociere, ulterioară aderare, România, țările din Balcani au mers un pic pe altă formulă. Da? În Republica Moldova, desigur că decizia e suverană, aparține statului respectiv. Întrebarea principală nu este forma, deci dacă separ ministerul sau preia integrarea europeană la Ministerul Afacerilor Externe și o transfer ca și număr de personal, ca și competență unui birou, da? La nivel de guvern sau cancelarea de stat. Întrebarea este care este conținutul, da? Cine sunt oamenii care sunt în acest birou, cine este negociatorul șef, ce experiență are și care sunt cerințele sau termenii de referință pentru această instituție nou creată, Biroul pentru Integrarea Europeană. Evident, având experiența de 16-16 ani la Ministerul de Externe, este extrem de important pentru funcționarea din cadrul Ministerului de Externe, diplomații care au muncit într-un format anume mulți ani, atunci când sunt schimbări care au loc într-un timp destul de rapid, chiar dacă ele sunt benefice de principiu, dar țin totuși schimbări structurale. Diplomații care și orice funcționar își se întreabă, dar ce e cu viitorul meu? Dacă eu plec în acest birou pentru integrare europeană, eu sunt detașat pe o perioadă de timp, după aia vin la Ministerul de Externe, ce competențe voi avea eu, voi negocia cu Bruxelles-ul? Asta zic că nu există o claritate. Da? Deci problema este, în opinia mea, este problema ține de faptul că actuala guvernare rămâne mult în urmă la capitolul comunicării sau transparenții, luării deciziilor sau asumării unei argumentări, care este justificarea, de fapt, nu doar că într-o dimineață face o declarație. De mâine, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se numește Ministerul Afacerilor Integrării, iar IE, la final de mai IE, se transferă la birou. Este doar un prim pas. E mult mai eficient, benefic, justificat, să vii cu o strategie mai clară, mai care sunt pașii următori. Da, care vor fi competențele? Cine va negocia cu Bruxelles, cine va negocia cu țările membre ale Uniunii Europene, cine va coordona dialogul respectiv, ori actualii diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în ziua de astăzi, care nu au fost transferați la acest birou pentru integrarea europeană, dar care muncesc sau lucru cărora ține de relațiile bilaterale cu țările din membrii al Uniunii Europene, se întreabă, păi acum eu ce rol am? Eu discut totul în afară de integrarea europeană? Nu este corect așa. Da? Deci aici este extrem de important de comunicat pe intern, birocratic, cine și ce competențe are, cu ce scop, da? Care e acel mecanism pe intern, ori în ziua de astăzi acel mecanism lipsește. Apare întrebarea de ce? Nu se dorește? Nu cred că nu s-ar dori. Probabil e mai curând vorba despre neprofesionalismul cadrelor actuale la nivel de conducere a țării, la nivel de guverne și instituții publice, inclusiv cele care țin de un domeniu extrem de important pentru economia națională, pentru cultura națională, pentru educația națională, cei care vor fi negociatori de integrare europeană. Dincolo de profesionalism sau lipsa acesteia, ar fi o grabă, mai degrabă, a instituțiilor statului de a
separa aceste instituții, de a le da anumitor angajați anumite prerogative. Într-un final, profesioniștii, nu îi avem? Republica Moldova îi are? Republica Moldova a avut, are, va avea profesioniști. Întrebarea ține, eu aș reformula întrebarea. Sunt profesioniștii promovați în ziua de astăzi? Sunt meritocrații. Sunt ascultați sfaturile lor, recomandările lor, care totuși vin în urma unei experiențe de muncă. Nu contează în cadrul care guvern au muncit. Au o experiență care poate fi utilă, care trebuie să fie utilă. Noi, ca și societate, am investit în acești profesioniști. Acum trebuie să culegem roadele, să-i angajăm în procese. Ori atunci când tu promovezi rude, verișoare, oameni loiali de partid, politic, în defavoarea profesioniștilor, respectiv aceste rezultate ale muncii lor se vor vedea. Și, din păcate, e o problemă aici. Ori, cum ați spus și dumneavoastră, Nicolae, în cazul dat avem situații în care viteza, da, de mișcare nu, în opinia mea, nu justifică calitatea sau lipsa calității, lipsa conținutului. Ori dacă te grăbești prea tare, poate fi și în detrimentul țării tale. Nu sunt eurosceptic, sunt pentru integrarea europeană, sunt pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Știu cum să o fac, știu oamenii din sistem, din diferite domenii care știu cum să muncească, pot munci. Dar atunci când vezi că la nivel de conducere, din păcate, se promovează oamenii nu pe principiul meritocrației și a experienței, dar pe alte principii care sunt străine unei dezvoltări normale ale unei țări care se dorește a fi eminamente europene, e o problemă. E o problemă și e nevoie de un alt fel de abordare în Republica Moldova la acest capitol. Ok, să o lăsăm cu această restructurare, să zic așa. Vă văd foarte activ în ultima vreme. Cărui fapt se datorează acest lucru? Adică apăreți foarte des pe la TV, aveți întâlniri cu diversi oameni de vază. Nu e nicio legătură cu alegerile care vin din 2024, din toamnă, sper, cred că vor avea loc în toamnă. Eu tot timpul am comunicat, voi comunica și comunic cu diferite persoane din Republica Moldova, munca cărora ține de domeniul afacerilor, educație, economie, politic, guvernamental, de ce nu. În același timp, trebuie să recunosc că după ce am plecat din funcția de ministru de afacerilor externe și al integrării europene Republicii Moldova, am plecat într-un domeniu privat, într-o companie internațională de energie regenerabilă. Am considerat că nu este oportun să scuip în fântâna de unde am băut și eu apă. Deci în sensul în care am considerat că nu ar fi corect față de colegii din sistemul diplomatic să apar eu în public, să critic anumite decizii. Deși, vă zic sincer, mai în fiecare lună, în timpul ăsta de 5 ani sau 4 ani cât am fost plecat din spațiul public al Republicii Moldova, am avut multiple solicitări din partea jurnaliștilor, mass media internațională și națională din Republica Moldova pentru a comenta, a critica, a avea o opinie mai critică vis-a-vis de unele decizii care de multe ori trezeau nedumerire sau nemulțumire în rândul societății. Am considerat la perioada respectivă că nu ar fi oportun să vedem ce pot să facă ăștia. Poate au un plan strategic Barbarossa pentru Republica Moldova. Am considerat că este timpul altcuiva să-și demonstreze capacitățile. Ori în ziua de astăzi se vede foarte clar că în Republica Moldova lucrurile nu merg în direcția corectă. Și comunic insistent și destul de activ cu membrii diasporei Republicii Moldova peste hotarele țării, care, mulți dintre care se întreabă ce se întâmplă în Republica Moldova, ori ei nu sunt rupți de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, au informații, au rude care le informează că, uite, prețurile la gaz au crescut de 4 ori, prețurile la produse de bază alimentare au crescut de 2,5% în ultimii 2 ani, de exemplu. Totodată, salariile sau pensiile nu s-au ridicat pe măsura nici a inflației din Republica Moldova. Ori indexarea pensiilor este o problemă care de mult trebuia să fie soluționată. Înțeleg că a fost necesar, probabil, pentru cineva să majorească, să dubleze în mare parte salariile miniștrilor sau conducătorilor de agenții de stat. Fără îndoială, acest lucru trebuia să fie făcut la o etapă ulterioară în Republica Moldova, ori, în primul rând,
în cazul concret de pensii și salarii, aceste adaosuri sau dublare de salariu trebuia să aibă loc la nivel primar, la nivel școlar, preșcolar, învățătorii în primul rând, pensionari, dar și cei care activează în domeniul social. Ori ăștia sunt, de fapt, fundamentul unei societăți. Și atunci când, în cazul meu, deci am activat în Republica Moldova, în Guvernul Republicii Moldova, din o perioadă de 16 ani, am început de la zero, am trecut fiecare etapă în dezvoltarea profesională, după care 4 ani și jumătate am activat într-un mediu internațional, unde am văzut că multe alte state negociază cu succes cu fonduri de investiții, companii de dezvoltare, companii care pot produce și în Republica Moldova. Eu consider că acest lucru încă este posibil. Și vedeam că în Republica Moldova nu se întâmplă nimic, nu vin investitori, nu se dezvoltă economia, ba din potrivă este un regres. Apare întrebarea ce facem. Și eu consider că este important să ne implicăm, să contribuim, să facem din Republica Moldova o țară dezvoltată cu salarii mari. Visul meu în general ar fi ca Republica Moldova un salariu minim pe economie ar trebui să acopere cel puțin întregul coșul minim de consum plus 15% pentru cheltuieli neprevăzute. Ori atunci persoana respectivă va fi suficient de independentă să ia decizii fără influențe străine, fără utilizarea termenilor de război hibrid și alte influențe. Ca să concluzionez, într-adevăr sunt mai activ ultima perioadă deoarece văd că pot contribui la un proces de modernizare și reformare a țării pe intern, fiindcă în Republica Moldova lucrurile pot fi, în primul rând trebuie să fie stopate lucrurile care deteriorează. Depopularea Republicii Moldova, micșorarea factorilor, indicatorilor economici și sociali, educația. Oricei care nu investesc într-o educație riscă să preia roadele în următorii 10 ani. Ori vedem statistica numărului de studenți. Toate aceste elemente împreună, de rând cu discuțiile aproape zilnice cu asociații de fermieri, de profesori, de medici din diaspora, ne face să credem că, într-adevăr, este nevoie de a contribui la o schimbare de paradigmă în Republica Moldova și, în același lucru, consider că fiecare din noi trebuie și poate să se implice pentru a face parte acestui proces. Deci, să înțelegem că ar putea să urmeze un anunț important din partea dumneavoastră în viitorul apropiat? Nu aș dori să mă concentrez pe anunțuri. Aș dori să accentuez faptul că sentimentul în Republica Moldova și în afara Republicii Moldova, în rândul comunității moldovenilor din afara țării, care muncesc peste hotare, care dezvoltă afaceri, este că, într-adevăr, este nevoie de a ne implica pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Nu aș dori să fac anunțuri sau declarații, doar faptul că, într-adevăr, este un nivel extrem de mare de nemulțumire în rândul societății, care mi se comunică inclusiv și mie, de rând cu, sper, și alți factori decizionali în Republica Moldova și nu doar. Am înțeles. Există la noi o percepție, poate nu generală, să nu intrăm în presupuneri, totuși, tot ce vine din afară e bun, e bine, e de bine. Tot ce vine din afară, mă refer la mare parte din Occident. Dar poate și în alte părți. E de bine tot ce vine din afară? E o declarație destul de puternică. Eu consider că, în primul rând, valoarea Republicii Moldova constă în proprii cetățeni, în care trebuie să investim, în tânăra generație, în noile generații, în actualii profesioniști care nu sunt valorificați, astfel încât, în primul rând, noi să creștem din intern. Da? De multe ori în procese sau în etapa de dezvoltare a unei țări, inclusiv a Republicii Moldova, uneori au fost necesare sau au fost cazuri în care vectorii din afară au generat anumite schimbări pe intern. Da? Ori cu cât este mai săracă țara, din păcate, din punct de vedere economic, cu cât o țară este divizată din punct de vedere social, cultural, politic, cu atât mai ușor este și de a influența această țară, să o influențeze din afara țării. Nu contează, vestul, estul. De aici vine și ideea principală. Eu m-am săturat, zic sincer, m-am săturat să aud peste hotarele țării, dar și, de fapt, din păcate și din gura unor politicieni de vază din Republica Moldova, precum că dați-ne bani, vă rog să ne ajutați, că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Deci este o
paradigmă, un mod de gândire care din start te pune pe defensivă. Una. Doi. Te pune în situație în care nu, creierul nu generează soluții, nu generează proiecte. Cum noi putem să schimbăm aceste lucruri? Una. Doi. În al doilea rând, consider că Republica Moldova are și poate învăța practicile bune care se aplică în plan mondial. Da? Nu neapărat vest, est, ca să nu facem, să nu divizăm pe geopolitică în ziua de astăzi, consider că sunt state care au reușit mult mai mult cu dimensiuni geografice destul de mici. Și resurse. Ca Republica Moldova, resurse destul de modeste, relativ modeste, dar au avut o nișă, au preluat o nișă destul de bună, sau mod de guvernare, da, Singapore, marele, deci, reformator Lee Kuan Yew, de fapt, în cazul dat, care a zis toleranță zero față de, de corupție, funcționare, salarii mari, deci, reforma administrației publice pe ansamblu, da? Ori, bine, Estonia, care de mult noi cunoaștem cazul Estoniei în domeniul IT și electronizării tuturor resurselor serviciilor publice. Suedia, țările Scandinavia în învățământul, da? Ziceam, eu am lucrat în Elveția. Ori în Elveția, care se spune că e țară bancară, modernă. Că pe asta se ține. Da? Două treimi din absolvenții instituțiilor post universitare sau universitare sunt absolvenți din instituțiile tehnice cu profil tehnic. Da? Ingineri, tâmplari, arhitecți și mulți alții, care de fapt pentru care e mult mai ușor să generezi locuri de muncă în țara lor, da? Și care asigură de fapt funcționarea și acel fundament economic pentru creștere sustenabilă economică. Deci eu consider că acest lucru este de fapt util și pentru Republica Moldova. Ori aceasta ar fi un model atunci când influența vestului este bună pentru noi. Întrebarea dacă noi știm cum să valorificăm. De exemplu, pe domeniul educației. De ce în Republica Moldova parteneriatele între instituțiile de învățământ, oarecare ar fi ele, deci tehnice sau în domeniul medicinii, da, farmaceuticii, nu se face în contextul implicării business-ului sau oamenilor de afaceri sau companiilor care activează, încă mai activează Republica Moldova și au nevoie de angajați. De ce nu se fac aceste parteneriate, cum este cazul în SUA, da? Unde sunt studentul când este încadrat într-o instituție academică, parcursul acestui student este finanțat de către o companie, da? Încă din timpul studențimii, acest student face stagiu, da? Se pregătește la această companie, iar când devine absolvent, poftim, este pregătit pentru a munci în ziua a doua, cu maximă eficiență, cu maxim impact și cu un salariu pe potrivă. Nu ca începător, dar deja ca un funcționar bine pregătit. Păi vedeți că la noi, de obicei, când după ce absolvi facultatea, mergi să te angajezi, aproape fiecare angajator te întreabă dacă ai experiență. De acord, aici eu acum am zis o soluție. Exact. Un alt fel de educație Republica Moldova este necesar. Am avut discuții și cu rectorii mai multor universități de Republica Moldova, care, într-adevăr, semnalează destul de insistent, destul de deschis, faptul că în primul rând, se micșorează numărul studenților, numărul profesorilor și problema angajării în câmpul de muncă, da, imediat după absolvire. Deci, trebuie să fie o abordare sistemică, Nicolae, în cazul dat, în opinia mea. Lipsă de pragmatism, poate o fi... Lipsă de capacitate, lipsă de viziune. În ziua de astăzi, Republica Moldova, unde este viziunea de dezvoltare strategică a Republicii Moldova pentru următorii, nu zic 5 ani, ideal să fie 5 ani, următorii 2 ani. Nu mă refer la plan politic, alegerile și manipularea în masă pentru alegeri. Mă refer pur la dezvoltarea economică a țării pe ansamblu. 2. Sistema regionalizării Republicii Moldova, nu doar nord, sud, centru, est și mai departe, care sunt hub-urile care pot fi create economic. Altfel, riscăm să pierdem forță de muncă. Ori, eu țin minte că urmă cu 5 ani sau 10 ani, când promovam în cadrul Ministerului Afacerilor Externe conceptul de diplomație economică, da, pentru a promova și ajuta, de fapt, producătorii din Republica Moldova să-și vândă produsele în exterior, era ideea aceasta că, da, Republica Moldova, ca și loc pentru investiții străine, este un loc benefic. De ce? Sistemul fiscal favorabil, dar forța de muncă ieftină. Ori, în ziua de astăzi, prima întrebare cu sistemul fiscal,
Nu știu dacă suntem mai buni decât alte țări în regiune la capitolul fiscalității. În unele domenii este progres, să fim corecți și constructivi, în domeniul IT în mod special, dar Republica Moldova nu este doar IT. Da? Ne referim la agricultură și la multe alte domenii. Ori industria în Republica Moldova, industria textilă, industria ușoară, ce facem cu ei? Deci conceptul de dezvoltare industrială, zic așa, a Republicii Moldova, nu există, care nu poate fi elaborat izolat. Dar trebuie să fie elaborat împreună cu învățământul, deoarece de acolo totul se pornește. Majorarea salariilor la profesori, optimizarea curiculei de învățământ, să fie cât mai aplicabilă pragmatismului și vieții. Noi, dacă nu greșesc, suntem țara care are cam cele mai multe obiecte obligatorii în școală și liceu, în gimnazială și liceu. Avem foarte multe obiecte obligatorii și, practic, elevii nu că sunt forțați să învețe și la obiectele care nu le plac, dar parcă se dispare interesul către anumite obiecte, chiar dacă le plac, pentru că trebuie să se pregătească și pentru celelalte în același timp. Programa de bază, curicula de bază, înțeleg că este una... N-am putea să avem 4 obiecte de bază pe care să le avem și celelalte la dorința profesorilor, elevilor, părinților și așa mai departe, ca să putem să învățăm mai aplicat. Eu am fost student peste hotare, am participat într-un program de schimb de studenți în anul 2 la facultate. Într-adevăr, corect spuneți dumneavoastră, sunt programe sau obiecte de bază și obiecte facultative, da, care le faci... Adică care nu sunt obligatorii. Care nu sunt obligatorii, da, pentru credite sau pentru a îndeplini numărul total de credite pentru a putea absolvi. Fiindcă este o abordare sistemică, se pregătește un specialist într-un domeniu anumit. Ori în Republica Moldova, să fim corecți, studenții, elevii noștri sunt foarte buni, foarte buni. Muncesc, sunt gata să muncească. Întrebarea apare la nivel de conducere. Ei sunt foarte buni studenții, muncesc mult, dar munca lor cât de eficientă exact va fi după absolvire, cât de funcțională va fi în economie Republicii Moldova. Ori atunci când nu ai o viziune la nivel sistemic, în domeniul învățământului, în domeniul medicinii, de exemplu, e o problemă. Da? Ori dacă analizăm, câte multe ori spune că nu sunt bani, avem nevoie de bani, nu este așa. Deci buget există, sunt mai multe formule de parteneriate publice-private. Ați spus ce alte exemple putem prelua din Occident. Parteneriate publice-private, în primul rând, sunt extrem de importante. Dar ca să închid întrebarea cu privire la învățământ, situația în domeniul educației în ziua de astăzi este dezastruoasă în Republica Moldova. Sunt soluții. Sunt soluții pe intern în Republica Moldova, care țin de modificarea curiculei, optimizarea curiculei, în special pentru a oferi specialiști. Nu reducerea. Să fiu foarte clar, nu reducerea numărului de universități fără comunicare, comasări, mișcări care nimeni nu le înțelege, cu ce scop se fac. Ori dacă este un scop, vă rog să ne explicați. Ori dacă vă împrumutați la nesfârșit pe bază de credite, banii nu sunt investiți în domenii care generează valoare adăugată, după care noi trebuie să întoarcem datoriile plus procentele și dobânda, da, la un procent destul de mare. Deci suntem rugați, de fapt, să întoarcem datorii. Ori dacă nu generezi valoarea adăugată de pe urma acestor împrumuturi, ești nevoit să faci ce? Să optimizezi, să tai în costurile sociale. Respectiv, problema managementului sau administrării statului în ziua de astăzi e o problemă reală. Domnule Ulanovski, pentru că noi apărăm și la TV, trebuie să luăm, să facem și noi niște bănuți, așa că o să luăm câteva clipe de publicitate. Revenim în câteva clipe, stați aproape. Noi am revenit, dragi prieteni, domnule Ulianovski. Ce este diaspora? Ce facem noi cu ea? Dar mai întâi vreau să facem o clarificare a termenului de diaspora, pentru că eu consider, părerea mea e că mulți colegi de-ai mei, mulți politicieni, folosesc un pic abuziv acest termen diaspora. Din punctul meu de vedere, din ce am citit eu, diaspora se referă la oamenii care sunt de etnie moldoveană, trăiesc în alt stat sau s-au născut în alt stat, dar nu au nicio treabă cu Republica Moldova. Vă rog să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu, pentru că chiar aici o mică clarificare la acest termen de diaspora, pentru că el a apărut într-un context diferit.
Bine, eu prefer să utilizez comunitatea moldovenilor de peste hotarele țării. Fiindcă, în primul rând, este o apartenență, dar este o comunitate cu niște valori, cu limba română, cu origine Republica Moldova ca locul de naștere și important este, într-adevăr, statul să întreprindă măsuri pentru a menține acea legătură, chiar dacă nu este prezența fizică. Cum o fac Israel sau Armenia? Legătura spirituală și aici, desigur, că revine rolul în mare parte reprezentanților diplomatice, da, ale Republicii Moldova. Totodată, cuvântul diaspora, dacă facem o paranteză, în unele situații poartă și o conotație mai puțin pozitivă, exact. Mă refer la cazul Turciei, istoria respectiv a pus diferite amprente pe acest cuvânt. Eu nu văd o problemă pentru Republica Moldova de a utiliza termenul diaspora, deoarece în concepția multor concetățeni Republicii Moldova pe sfârșitul țării, da, ei sunt membri ai diasporei. Eu nu aș dori să ne concentrăm pe definiții. Aș merge pe valori și pe concept. Republica Moldova, din păcate, din motivele pe intern, pierde foarte mult lume, da, care pleacă peste hotarele țării. Exod. Exod masiv. În același timp, cei care au plecat nu au dorit neapărat să rupă relațiile cu Republica Moldova. Mulți au început, au fost nevoiți să înceapă de la zero. Chiar de la zero. Cunosc foarte multe situații în care bărbați în toată firea, femei în toată firea au fost nevoiți după multe studii, diplome în Republica Moldova au început de la zero, în urmă cu 10-20 de ani în alte state. Fără cunoaște limba străină. Pentru că acolo ești zero, practic. Adică nu neapărat zero, dar... Da, încep de la zero, încep de la zero. Un parcurs profesional. Chiar dacă aici ai studii în domeniu, da, chiar dacă da. Ai o diplomă, da. Chiar dacă ai avut o carieră da. Respectată, da. Atunci când mergi acolo, trebuie să o iei de la capăt. Și asta e poate cea mai dureroasă parte. Pentru eu cred că ulterior te integrezi. Da, trebuie să respectăm munca, de fapt. Depusă de cei care au plecat în Republica Moldova, trebuie să-i respectăm. Mulți dintre ei au avut situații foarte complicate, dar mă bucură de fapt că au menținut acel spirit, de fapt, al nostru, da, al neamului nostru și au reușit, de fapt, mulți au reușit și niște performanțe deosebite. Au început să creeze afaceri, să creeze locuri de muncă pentru cetățenii țărilor în care se află, au început să ajute ceilalți moldoveni care au într-o dificultate, care au mai vin în continuare valurile de migranți. În același timp comunic zilnic, dacă sincer, cu toată diaspora Republicii Moldova pe scotarele țării, foarte mulți ar dori să se întoarcă. Foarte mulți ar dori și să se implice. Și de ce nu se întorc? Din mai multe motive. În primul rând, bine, motiv obiectiv că au început, au creat familie în carieră, familie, carieră, credite luate, beneficii, da? Beneficii fără îndoială și un confort de viață, de fapt, care ține de curățenia, da? În spațiu public, nivelul școlar, da, de învățământ, sistemul medical, da, pe care în Republica Moldova nu îl văd la nivel cuvenit. Ori în domeniul medical, domeniul sănătății, în ziua de astăzi, avem o problemă gravă. Da? Atât timp cât aceste chestiuni de bază pentru confortul de viață nu sunt oferite, evident că nu putem vorbi despre revenirea acasă imediată, da? Fiindcă ca orice părinte, ca orice om matur, te gândești că pentru copii vrei să-i oferi niște condiții. Doi, salariile, într-adevăr, Republica Moldova sau venitul este mult mai mic sau net inferior celui peste hotare. Și aici trebuie să ne concentrăm pe locuri de muncă plătite, pe care eu știu cum să le generez și cum am mai multe idei la acest subiect. În al treilea rând, dacă ne referim la modul practic, am vorbit cu mai mulți oameni de afaceri din rândul diasporei, care au zis că aș dori sau au investit deja în Republica Moldova în ultimii 3 ani în domeniul agriculturii, în domeniul logisticii, a transportului în cazul dat, a serviciilor. Însă, după multe decizii care au fost luate destul de recent în ultimii 2-3 ani în Republica Moldova cu privire la modul de introducerea banilor în Republica Moldova, modul de a, atunci când ai multe lichidități, vrei să-i miști într-o bancă, în altă bancă, să-i scoți din țară, sunt foarte multe impedimente birocratice. Da, probabil este o justificare, pe de o parte, că după furtul miliardului, după multe alte încălcări, motive de securitate. Se face o regulare destul de strânsă, da, sistemului financiar bancar din Republica Moldova, ori atunci când membrii din diaspora se plâng de fapt că nu pot aduce banii în Republica Moldova, să-și cumpere un apartament, să facă o investiție. Trebuie să demonstreze proveniența.
Inclusiv. Și în ziua de astăzi, credeți-mă, dacă în ziua de astăzi volumul de investiții în Republica Moldova, inclusiv în sectorul real al economiei, încă mai este, deși este în descreștere, atunci când vor intra în vigoare aceste ultime modificări, ori în ziua de astăzi modificările în legislație au loc, să nu zic săptămânal, lunar, da? Nimeni nu mai știe ce se întâmplă peste o lună sau a doua zi, veți vedea cum se va stopa, din păcate, volumul de construcții din Republica Moldova. Ori, eu cunosc foarte multă lume care își zice, băi, uite, mai stau 5 ani, 10 ani în țara aceasta unde activez eu, dar atunci când voi fi pensionar, vreau să revin în țara mea, vreau să revin în Republica Moldova, acolo mă simt bine. De-aia și acum vreau să investesc într-un apartament, într-o casă sau într-o mică afacere care să genereze profit și să vin ulterior acasă, să nu mor de foame, da, să am o mică afacere. Ori în ziua de astăzi, modificările legislative financiare bancare din Republica Moldova creează probleme și deficiențe majore pentru membrii din diaspora Republicii Moldova să investească în Republica Moldova. Ori, vă dau un exemplu concret ca o soluție, o altfel de abordare față de diaspora, cei care au niște capacități financiare, au niște cunoștințe în diferite domenii din țările unde activează ei, în Marea Britanie, Italia, SUA, Canada, oricare țară, sunt moldoveni care au reușit să obțină niște performanțe în domeniul business-ului, da, să spunem noi așa, sectorial. Când eram ministrul afacerilor externe, am plecat la Londra și am avut o discuție destul de îndelungată cu șeful BERD-ului, Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, și am oferit o soluție, de ce să nu creăm un fond de dezvoltare al Republicii Moldova, care să fie, pe de o parte, participă statul ca și garant, da, al acestui fond, ca banii să nu fie utilizați în scopuri neclare, membri din diaspora care doresc să investească 1.000, 5, 10, 50 de mii de euro, pounduri, dolari și așa mai departe, să contribuie la acest fond. Banca Europeană, BERD-ul, ca și o bancă, de fapt, comercială, care are interes de a investi o sumă de bani și de a face un profit, să vină, sau to match, deci să vină cu aceeași sumă de bani pe care moldovenii din diaspora sunt gata să o placeze în acest fond de dezvoltare, să fie un consiliu de administrare, să fie identificate, în primul rând, regiune din Republica Moldova, 2. Temele, deci ce proiecte de infrastructură, industrie, construcție, procesarea roșiilor, da? Noi producem roșii, dar cumpărăm pastă de tomate din Turcia. Da? Deci, sau crearea, usturoi din Egipt. Exact. Sau a seringilor. Noi importăm seringi în Republica Moldova, da? Medicamentelor, orice domeniu. Dar să fie într-adevăr un consiliu, un board, care să decidă, uite, domeniile, proiectele, statul să vină cu niște înlesniri, facilități fiscale. Înțeleg că la prima etapă e mai dificil pentru a încasa venitul la stat, da, din punct de vedere financiar, fiscal, dar sarcina este de a aduce banii în Republica Moldova și să-i pui la muncă, deci circuit, să circule banii, da? Ulterior se face o perioadă de tranziție, da? 2-3 ani vacanță de achitare, de scutire fiscală, ulterior se taxează până la un plafon care e destul de confortabil pentru a asigura returnarea investiției. Și această soluție e doar una din soluții pe care eu le-am văzut real și le-am propus real și sunt gata să le implementez, fără a sta cu mâna întinsă și spune, băi, dați-ne bani de la fonduri sau de la creditori. Noi trebuie să valorificăm potențialul diasporei noastre, inclusiv cel financiar de investiție. Dumneavoastră a spus că sunteți un adept al aderării Republicii Moldova la UE. UE este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Dar ne uităm la balanța comercială, care arată că noi mai mult importăm decât exportăm. Dacă puteți să ne explicați pe scurt ce înseamnă asta. Mai simplu. Bine, nu pot fi comparate ca și piață, da, piața de desfacere, piața europeană și cea a Republicii Moldova. 1. 2. Produsele sau ceea ce generează industria sau agricultura din Republica Moldova trebuie să facă față competitivității a celorlalți produse în spațiul european. Dar noi o să putem vreodată să purtăm o competiție cu alte state europene care stau mult mai bine la acest capitol. Mă refer la struguri, la merele care mere, se produc, da, în Republica Moldova trebuie să facă față concurenței merelor poloneze. Da? Polonia produce peste 1 milion de tone de mere
pe an. Plus că sunt foarte multe subsidii, subvenții, da? Ori în Republica Moldova, bine, eu am opinie personală vis-a-vis de utilizarea subvențiilor, că eu am experiență prin Organizația Mondială a Comerțului, da? Ori în cazul Republicii Moldova se oferă subvenții la export, peste tot unde vrei, ceea ce nu ar fi corect, noi trebuie să fim mult mai targetați și mult mai eficient. Unu. Doi. Extrem de important este modul în care negociezi acordurile de liber schimb, acordurile de comerț, de fapt, între Republica Moldova și cu alte state sau cu alte organizații. EFTA, spre exemplu, ultimul de acest gen, dacă nu greșesc, cu mai multe țări din... Ultimul acord intrat în vigoare, de fapt, toată modestia trebuie să recunosc că eu l-am inițiat. Acordul EFTA este acordul de liber schimb între Republica Moldova cu 4 state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Da, deci este vorba de Islanda, Liechtenstein, Elveția și Norvegia. Da? Dar care sunt, din câte știu, membri ale spațiului Schengen. Exact. În același timp, trebuie să vedem ce produse strategice și modul în care susține statul acele produse strategice. Dar noi nu putem să avem ceva al nostru care să fie unic, să putem noi să producem ceva unic aici. Nu neapărat unic, ca să nu mai fie nimic în lume, dar, spre exemplu, aici, în regiune, măcar, să producem două ceva. Două soluții vă dau imediat, o alt fel de abordare. În primul rând, nu neapărat să produci, deci este așa un concept în domeniul comerțului internațional, global value chains, deci rețele de valoare adăugată globale sau regionale. Adică, nu se produce un produs finit într-o țară sau alta. Adică ai luat metal și ai făcut un topor. Se produce un element, o parte componentă, da? Dintr-o industrie mai mare, nu contează, industrie IT, satelit, submarine, orice, doar că o nișă în Republica Moldova se produce, uite, 1, 2, 3, da? care și ca și părți componente se produc și se transmit mai departe, cum ar fi, da? Pentru completare. Deci noi trebuie să identificăm aceste nișe, fiindcă nu poți acoperi totul, fără îndoială. 1. În al doilea rând, Republica Moldova, chiar dacă este o țară foarte mică, din păcate este aduce lipsă de o centralizare pozitivă a modului în care se sortează, da? Se sortează sau se face exportul din Republica Moldova. Ori aici trebuie să ne implicăm mult mai consistent, holistic, mai sistemic, pe regiuni, dacă ne referim la agricultură, da? Sunt agricultorii mai mici, mici mijlocii, care în ziua de astăzi nu fac față concurenței și nu au aceste capacități financiare. Ori ei ar avea aceste capacități financiare dacă ar ști la sigur că marfa lor sau produsele lor vor fi vândute. Statul trebuie să se implice, știu că de obicei nu e bine implicarea statului, dar în cazul dat trebuie să se implice, să ajute micii producători. În același rând, revin cu rugămintea mea anterioară, de fapt, bazată pe analiza multiplor acorduri de liber schimb pe care Republica Moldova le-a semnat cu alte state, să știm a negocia condiții favorabile pentru producătorii din Republica Moldova. Deschiderea hotarelor imediată, din grabă, da, din dorința de a to please someone else, de a face plăcere altcuiva, și deschizi piața rapid atunci când producătorii tăi nu sunt competitivi, imediat îi ataci, imediat îi distrugi. Da? Deci trebuie să fim mult mai responsabili. Vă referiți la cei care vin din Ucraina inclusiv? Nu, mă refer la corporațiile mari care vin într-o piață mică cum este Republica Moldova. Ori cazul Ucrainei este un pic specific. Da? Iar cazul Ucrainei la fel. Vedem situația, reacțiile de fapt fermierilor, protestele fermierilor. Mai ales în Polonia. Din Polonia, cum am menționat, și în alte state. Aici vreau să menționez, de fapt, chiar dacă guvernarea critică, actuala guvernare critică fermierii din Republica Moldova, protestele care le-au făcut, eu consider că sunt justificate, am și soluții la acest subiect, dar să fim sinceri, dacă ne uităm la modul în care au reacționat fermierii din Polonia sau din alte țări europene, ai noștri au fost mult mai diplomați, de fapt, pledând pentru aceleași abordări, solicitând susținerea statului pentru afacerile lor, da? Și aici trebuie să intervenim în cazul dat, Nicolae, deoarece dacă nu intervii, problema nu dispare, ea se amplifică. Și la întrebarea dumneavoastră inițială, de ce importăm mai mult decât exportăm, aici vine și soluția, lipsa unei abordări sistemice, una. Doi, Republica Moldova, într-adevăr, ca și conducere, ca stat, trebuie să identifice nu multe, 1, 2, 3 domenii strategice,
domenii strategice care să genereze valoare adăugată în Republica Moldova. Ca și care, mod de care dezvoltare. Ar fi ele? Trebuie să le gândim împreună. Cu siguranță trebuie să fie ceva din domeniul agriculturii, cu certitudine, dar și în domeniul industriei. Ori în ziua de azi, Republica Moldova, industria la pământ. Industria ușoară, la pământ, textilele în ziua de astăzi, eu comunic cu producători de textile care investesc în cumpărarea materiei prime. Angajați, asigurări sociale, asigurări medicale pentru angajați, au costuri de operare, pe când alții importă și le vând aici. Și le vând aici, achitând doar taxele vamale, da? Ori acel producător de textile din Republica Moldova, care de fapt achită taxe, impozite, la greu, care generează cash flow, deci circuitul de bani, prin angajații săi, care consumă, cumpără, vând, au copii, generează taxe, da, pentru statul nostru, acel producător, când importă materia primă, Republica Moldova, din afara țării, deoarece noi nu avem... Aici apare TVA-ul, taxa pe... Bravo. Deci achită taxa vamal și apare TVA-ul la intrarea în țară. Ori el, acest producător, încă nu a generat produsul, nu a vândut. De ce să nu modificăm? Înțeleg că da, statul trebuie imediat să aibă profit, dar în cazul dat, în cazul situației Republicii Moldova, trebuie să protejăm acel autohton care produce Republica Moldova. De ce să nu achite acel TVA, da? La vânzarea produsului final pe care tot el îl procesează, având o istorie de mulți, mulți ani în Republica Moldova. El se creditează, ori din start tu ai cheltuieli atunci când aduci marfa în țară, la materie primă, dar durează până se procesează și până vinzi. Deci niște chestiuni parcă simple, într-o țară logică, dar pe de-o parte, nu sunt profesioniști. Doi, apropo, o altă problemă, lipsește comunicarea cu asociațiile de business. Lipsește comunicarea cu asociațiile de producători, textile, industrie, farmaceutic, orice. Se iau decizii care, de fapt, au un impact negativ pe întreg spectrul unei industrii pe care se bazează Republica sau economia Republicii Moldova. Ori aici, de fapt, masa e rotundă, toți ar trebui să fim egali. Se cheamă toți membrii dintr-o industrie sau alta, se consultă. Ei sunt interfața, ei sunt primii care simt vibrațiile unor decizii pe intern, dar în același timp ei și sunt primii unor decizii sau evenimente care se au loc în plan internațional. Da? Război, creșterea prețului la baril, la petrol și logistica, deci în ziua de astăzi în Marea Roșie care este, deci trebuie să înconjoare logistic multe, da? Deci din punct de vedere al cargourilor care vin în Republica Moldova, perioada de timp mai mare, costurile mai mari. Deci ei sunt primii care beneficiază, dar și primii care suferă. Exact. Spuneați că statul ar putea să intervină în anumite situații. Statul ar trebui să le spună, spre exemplu, producătorilor ce ar trebui să producă, dar în sensul pozitiv, adică hai tu aici la sud produci ceva, hai tu aici la nord ceva și aici la centru, unde e concentrată, din păcate, cea mai mare parte a economiei noastre, produci ceva. Deci statul ar trebui să intervină cu ajutoare, cu sfaturi, cu nu știu ce acolo. Cu certitudine, răspunsul este da. Dar nu este suficient să intervii. În primul rând, trebuie să fie o strategie foarte clară, da? Pe regiuni, ce se produce, dar nu trebuie să fie o indicație de sus în jos. Trebuie să fie o decizie urmată de urma unor consultări, da? Ori eu țin minte, eu sunt de la nord, sunt din raionul Florești, din orașul Florești, unde au fost, dacă nu greșesc, 6 industrii, 6 uzine, 6 fabrici care au fost închise una după alta. Da? Oamenii plecau la muncă, era forță de muncă. Da? Bine, nu putem reveni la situația care a fost. Respectiv, e nevoie de o abordare strategică. Trebuie să regenerăm, trebuie să recreăm situația în care în raioane, în regiuni, să fie hub-uri de dezvoltare. Uzine, fabrici. Înțeleg că nu poate fi vorba despre uzină în fiecare sat, fără îndoială. Dar trebuie să vedem care e specificul nordului, sudului, da, centrului și estului și trebuie să fie locuri de creare a muncii. Vă dau un singur exemplu. În cadrul unei vizite în Coreea de Sud, în urmă câțiva ani, am avut discuția despre modul în care Coreea de Sud, de fapt, într-o țară cea mai săracă din lume, în anii 60, a reușit în 10 ani să ajungă în top. Da, fusese devastată de un război de 3 ani. A fost greu. Cunoașteți foarte bine istoria. Cred că ați fi fost un foarte bun diplomat, Nicolae. Cunoașteți bine și sectorul asiatic. Deci, în cazul dat, s-a mers pe formula. Deci, a fost președintele Coreei de Sud, care, pe de o parte, a zis foarte clar. Avem două industrii mari naționale pe care ne concentrăm.
Da, deci și companiile le-ai enumerat, deci Hyundai, da, care au fost, de fapt, nu doar produc mașini, e o industrie foarte, foarte mare, de fapt, că ramificațiile lor au generat, de fapt, acea creștere economică industrială a Coreei de Sud, oferind locuri de muncă. Da, e mai dificil la început, trebuie să fie o reajustare, o ruptură în rândul societății, din punct de vedere educației, în primul rând, da? Dar dacă ai o viziune unde vrei să ajungi, de punct de vedere economic, industrial, îți ajustezi tot procesul de pregătire. Și mulți atunci l-au criticat pentru abordarea respectivă. Însă, marea mirare a fost că fiica acestuia, care peste 20 de ani, după aceea acel președinte nu mai era în funcție, a fost aleasă în funcție de președinte al Coreei de Sud, anume pe faptul că Wu Tae-kseu a făcut aceste reforme care au ridicat nivelul economic al Coreei de Sud. Ori în ziua de astăzi nu putem spune în Coreea de Sud este o țară săracă. Cu siguranță nu putem să spunem asta. Deci este modul de abordare, modul de guvernare, trebuie să fie un alt fel de abordare, o alt fel de abordare axată pe intern, pe economie, salariile trebuie să fie mari, fără îndoială. Eu nu fac asta populist. E posibil de făcut acest lucru. E posibil. Dar trebuie să fie și cu impact economic pentru Republica Moldova și industrial. Pentru că timpul ne presează, vă rugăm într-un minut să ne spuneți dacă termenul de 2030, cel anunțat de autorități de aderare la UE, este unul fezabil, plauzibil. Nu consider termenul respectiv unul realist. Este bine că se plasează niște termene, dar trebuie să fie niște termene rezonabile, deoarece se creează așteptări iarăși mari și în lipsa unor rezultate vor fi iarăși dezamăgirea cum este în ziua de astăzi. Nu trebuie să ne concentrăm pe viteză, trebuie să ne concentrăm pe calitate, pe implicarea oamenilor profesioniști care să știe cum să negocieze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, cel proces pe care eu îl susțin. Un termen, dacă dumneavoastră aveți un termen mai plauzibil, ar fi? 10 ani, dar iarăși trebuie să fie un alt fel de abordare, un alt fel de echipă. Este fezabil acest lucru. Să nu uităm că deja negocierile sunt mai puțin, țin mai puțin de geopolitică, țin mai mult de domenii concrete de negociere. Eu sper foarte mult ca în acest proces de negociere să nu cedem mult, noi trebuie să obținem cât mai multe beneficii, cum a fost și cazul României, de fapt, care a obținut peste 45 de perioade de tranziție, da, pentru a proteja propria economie. Cred că este o lecție foarte bună, avem ce învăța, tot timpul învățăm, dar în același timp cred că este cazul de a avea mai puțin populism, mai mult profesionalism, o alt fel de abordare. Republica Moldova. Domnule Ulianovski, eu vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să veniți la noi și să răspundeți la întrebările puține, din păcate, pentru că avem timp limitat la dispoziție și sper să ne revedem și cu altă ocazie, poate chiar în același format. Cu mare plăcere, revin în orice zi. Dragi prieteni, pe această notă pozitivă, sper să ne vedem și data viitoare. Numai bine! Thank you.